Isabela Vasiliu Scraba despre Nichita Stănescu. Rezumat. Dacă n-aș fi fost poet, aș fi putut fi filozof. Nichita Stănescu. Repovestindu-l pe Homer. Phemios și arta supraviețuirii prin cuvânt. Ce se feresc, a spune analiștii politici de azi? O profesiune de natură monadică. Final greșit hermeneutizat. Pe când publicam la Slobozia, în 1992, prima mea carte, Filozofia lui Noica între fantasmă și luciditate, mi-a fost dat să citesc în revista Liceului Pedagogic din localitate un discurs al lui Nichita Stănescu. Fusese ținut în primăvara anului 1978 la o întâlnire cu cititorii săi din Slobozia. Prin textul rostit la cei 45 de ani pe care îi avea, poetul făcuse interpretarea cântului al 22-lea din Odiseea. Exegeza sa dovedea temeinice lecturi filozofice, pe lângă faptul că fusese foarte temerară pentru epoca de teroare ideologică și polițenească a acelor ani. Hermeneutica lui Nichita Stănescu, interesantă și originală, mai are o calitate nespus de rară. Profunzimea de gândire nu exclude o fină undă de ironie și chiar de autoironie. Cu autentica sa libertate spirituală, poetul a dovedit atunci publicului ce îi stătea în preajmă cum pe tărâmul adevăratei culturi se puteau găsi chiar și mijloace de subtilă combatere a minciunii comuniste impuse prin teroare și perpetuată printr-un sistem de represiune bine pus la punct. Dispunând de o impresionantă virtuozitate hermeneutică, Nichita a vorbit atunci de artele poetice. A repovestit scena uciderii pețitorilor și a evidențiat din ea o mulțime de idei pe care numai el le putea găsi. De pildă, pledând la modul cel mai serios pentru inefabilul prozei, care ar depăși prin inefabilul ei poezia, el vorbește despre urletul unui pețitor muribund care, cu capul tăiat pe când se ruga să fie iertat, încă mai urla nemai având urlet în el. Încă și mai impresionant, exegetul transpune ideatic cu o mare claritate a reprezentării gândirii, o imagine care la Homer apare abia schițată. Cu binecunoscutul său geniu poetic, potențiat în acel moment de grație, Nichita Stănescu spune că ar fi spus Homer un lucru pe care de fapt Homer nu-l spusese. Citat, și încă vinul îi se mai clătina în pahar când el își dăduse duhul. Încheia citatul. Apoi îl vede, pentru cei care n-au ochi să vadă așa ceva, în fraza pe care o atribuie lui Homer pe Marcel Proust avant la lettre. Nici nouă val francez nu este uitat. Citat. Atunci se petrece pentru prima oară nouă val francez, ca să spunem așa, în care autorul nu știe nimic despre personaj. Povestind cum a scris romanul Șarpele, și Mircea Eliade a mărturisit că doar pe parcursul desfășurării întâmplărilor afla și el, ca autor, soarta personajelor sale. Din cântul al 22-lea al Odiseei, Nichita descoperă nașterea literaturii ca dorința omului de a supraviețui. Cu evocarea lui Phemios îi apar mulțime de arte poetice,
ocazie pentru subtile aluzii la sfera politică a statului totalitar. Prima ar fi arta supraviețuirii prin cuvânt. Cuvântul fiind, nu numai în opinia lui Nichita Stănescu, dar și în toată opera cu care și-a împlinit existența, parte integrantă în trupul omului și cea mai puțin perisabilă. Urmează imediat partea sociologică, evidențiată cu mare curaj la acel moment, de spusa lui Femios că pețitorii au fost mulți și m-au silit, de aceea am cântat la masa lor. E tocmai aspectul pe care preferă să-l treacă sub tăcere improvizații analiști politici interesați de comunismul de care au profitat din belșug și de care s-au lepădat după 1990, precum își leapădă lupul Blana. Desigur, tot ca o temeritate apărea atunci arta poetică, urmând a fi dezvoltată de metafizicieni, întrucât aceștia făceau parte dintr-o specie lipsită în comunism de dreptul la existență. Asemenea artă este decriptată de Nichita Stănescu din spusa lui Femius: un zeu stă deasupra cântecelor mele. O festă pare a-i juca memoria când îl plasează pe Femios sub un tron. În restul interpretării sale, Nichita Stănescu este însă atât de amănunțit cu redarea ideilor din Odiseea, încât mai degrabă am înclinat să credem că la mijloc este o greșeală intenționată, impusă cumva de fluxul gândirii sale hermeneutice. Homer îl plasează pe poetul pețitorilor pe prag, stând în cumpănă ce să facă: să se salveze alergând la altarul din fața casei sau să intre în sala măcelului și să-i cadă în genunchi lui Ulise. Imaginea din hermeneutica lui Nichita Stănescu apare cu totul diferită. Unde stătea colegul nostru Femios poetul? Se întreabă retoric și vag autopersiflan Nichita. Păi unde să stea? Sub tron. Și iese de acolo, de sub jilțul de piele bătut cu ținte de aramă, cu lira în brațe, normal, nu? Și își pune lira lângă tron și se repede cade în genunchi. Încheia citatul. Urmează evidențierea primei arte poetice, arta supraviețuirii. Este marcată apoi prezența pluralității din partea zisă sociologică și a unului, căci profesiunea poetului este de natură monadică, după cum ar reieși din spusa lui Femios că singur și-a învățat meseria. Nu este uitată nici invocarea divinității cu zeul ce stă deasupra cântecelor poetului inspirat. În viziunea lui Nichita Stănescu, discuția se încheie astfel. După aceea, se uită lung la Ulise și zice: te pot cânta și pe tine ca pe ei. Încheia citatul. Iar în final este iertat. Singurul iertat, subliniază iarăși, printr-o intenționată greșeală Nichita. Acest admirabil discurs hermeneutic, pus atunci în circulație într-un cadru școlar restrâns, este păcat să rămână necunoscut publicului larg. De aceea, de cum l-am citit, am vrut să-l răspândesc prin intermediul unor reviste cu o mai mare audiență. Cele două încercări ale mele, una din 1993, iar alta din 2000, au dat greș. Pasămite a trebuit să vină anul 2003, anul Nichita Stănescu.